Marian, care este prima ta amintire legată de un meci de fotbal pe care l-ai văzut? Prima mea amintire de fotbal a fost când am mers cu câțiva prieteni la un meci de-a lui Dinamo. Atmosfera a fost foarte frumoasă și de atunci am știut că îmi doresc să fac fotbal. Care este portarul tău preferat din România? Din România, portarul meu preferat este Tătărușanu pentru că este român și a făcut atâtea pentru echipa națională și a avut foarte multe performanțe pe plan propriu. Care sunt principalele calități ale echipei noastre? Consider că suntem o echipă unită, cu calitate, o echipă care muncește foarte mult și aceste trei calități pot spune că ne caracterizează. Crezi că România ar putea depăși performanța de acum 2 ani și să ajungă în finală? Da, cred, pentru că avem o echipă foarte bună, cu jucători de calitate și sperăm să reușim acest lucru. Este cel mai ciudat turneu final? Pentru că este împărțit în două? Nu neapărat. Noi sperăm să mergem acolo și să ne facem treaba cât de bine, indiferent unde se joacă. Fără suporteri în tribună, se mai simte atmosfera de campionat european? Este un sentiment aparte, pot spune așa, pentru că este prima dată când se joacă un turneu final fără suporteri. Ei erau acolo ca să ne susțină și pe această cale vreau să le spun că trebuie să ne susțină indiferent de rezultate și că vom da tot pe teren pentru a-i face mândri. Ce tabieturi sau superstiții ai înaintea unui meci? Întotdeauna mă încalț cu piciorul drept la orice, Jean-Pierre, Ghete, bag piciorul în short cu piciorul drept și intru pe teren cu piciorul drept. Există vreun lucru de care te temi în fotbal? Nu, deoarece dacă te temi să joci fotbal e ca și cum te-ai teme de moarte. Reușește Adrian Muntu să-ți marcheze la antrenamente? Da, a reușit. Țin minte la selecția anterioară când chiar m-a executat cu vreo 4-5 goluri.